În ceea ce privește România, din punctul meu de vedere, da. România are nevoie să semneze tratatul fiscal, pentru că în urma semnării acestui tratat, fiecare dintre cetățenii români vor avea de câștigat. Ce anume? În primul rând, acest tratat, prin faptul că limitează soldul bugetar structural, deci limitează cheltuirea banului public. Da? Prin limitarea acestui sold structural va face curățenie în finanțele publice românești. Ce înseamnă să facă curățenie în finanțele publice românești? Se va limita risipa banilor publici, politica fiscală sau autoritățile fiscale naționale nu vor avea posibilitatea de a mai face cheltuieli decât într-o anumită limită, respectiv noi ne vom încadra în limita de 1%, nu de 0,5% sold structural. În urmare, va trebui, sunt obligate, sunt forțate autoritățile fiscale să se limiteze la acele cheltuieli care sunt dovedite a fi eficiente, la acele cheltuieli care sunt necesare, cheltuieli cu salarii, cheltuieli cu pensii și așa mai departe, iar toate celelalte cheltuieli publice potențial, da? Publice pot fi, se pot găsi alternative în sectorul privat, prin stimularea, prin diminuarea economiei subterane, se pot găsi alternative pentru economiile, pentru investițiile publice, din bani publici, care până acum, cel puțin, s-au dovedit a fi ineficienți. Asta înseamnă că ce va câștiga românul de rând? Ce va câștiga fiecare cetățean? În primul rând, va exista o posibilitate foarte clară de ca în viitor taxele și impozitele să scadă. Pentru că, nemai având posibilitatea să faci un deficit bugetar foarte mare, trebuie să te încadrezi în unul sol structural, respectiv 3 deficit bugetar efectiv, atunci va trebui, ești forțat să găsești surse alternative, după cum spuneam, și anume, va trebui să te gândești, să găsești strategii, mă refer acum la autoritățile fiscale, da? să găsești strategii alternative în sensul că vei folosi fondurile publice, ești nevoit să folosești fondurile europene, ești nevoit să faci asta, să atragi investiții străine directe, să scoți la iveală economia subterană, pentru că este singura posibilitate, cel puțin din punctul meu de vedere, de a merge mai departe și a dezvolta economia. Ori, veniturile României știm clar că sunt maxim 33% din PIB, iar creșterea, înlăturarea evaziunii fiscale va da posibilitatea clară ca în viitor taxele și impozitele să fie reduse. 2. Foarte important. De ce poate să beneficieze românul de rând? Cred că acest tratat limitează semnificativ șansele ca în viitor românii să mai poată să treacă printr-o ajustare fiscală de genul celei prin care trecem noi acum. De ce? Pentru că înlătură prociclicitatea din economie. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că tratatul, punând această limită pe soldul structural, te forțează să ai excedent bugetar în faza de expansiune, deci să acumulezi bani pe care îi poți folosi în perioada de recesiune.